România, 95% din bani nu sunt în mișcare. 77% imobiliare, 12% depozite, bijuterii și mașini încă 6. Și atunci, pe cum apa în natură, prin circulație, dă viață și prosperitate, așa și capitalul, banii, în economie, prin circulație, creează bunăstare. Intuiția câteodată ne înșală, într-un context foarte incert, impredictibil, cu foarte multe schimbări și șocuri negative care pot apărea, iar contextul extern poate să fie din ce în ce mai negativ. Uite, interesat de văd că se apropie de mine și este foarte atentă la ce spun. O să fiu și atent la ea. Viitorul nu este ca trecutul și totul se schimbă cu o viteză dramatică. Faptul că ai avut intuiție bună în trecut nu e o dovadă că va funcționa la fel de bine într-un viitor mai complicat și mai complex și mai incert. Această intuiție este foarte înșelătoare pentru că ea creează supraîncredere. Și dacă apare eșecul, atribuirea sinelui, adică o să zic, n-a fost de vină intuiția mea, e de vină piața, România, guvernanții, taxele. Și atunci când arătăm cu degetul spre cineva, sper să se prindă bine pe cameră, 3 degete sunt arătate spre noi. Deci, eu cred că e foarte periculoasă intuiția asta, pentru că doar ne hrănește ego-ul și când iese bine și când nu iese bine, ca să ne protejăm sinele, dăm vina pe alții. Tocmai acesta este spiritul antreprenorial. Că nu vrei să lași soarta ta la mâna altora și vrei tu să decizi pe evoluția afacerii tale și pe timpul tău și pe impactul tău. Școala începe când se termină școala și cred că este important să fim conștienți că niciodată nu trebuie să ne oprim din cea mai importantă investiție posibilă, noi. Dragilor, vă salut, bine ați revenit la Mandachi Educast, aici unde vorbim despre educație, motivație, inspirație, exemplu personal și, bineînțeles, acțiune. Astăzi avem un invitat deosebit pe care eu îl prețuiesc foarte mult. Eu mi-l asum ca mentor, practic, îl urmărim cu toții și pe TV și pe internet, Iancu Guda. Iancu, binevenit, bine revenit la Mandachi Educast. Ștefan, mulțumesc și pentru cuvinte, nu doar pentru invitație și mă bucur să fiu și în Suceava. Nu reușesc să ajung des în Bucovina, dar e o mare bucurie. Fă-ne puțină reclamă Bucovinei. Ar merita să investească oamenii în Suceava? Cred că e potențial mare neexploatat. Chiar am prezentat la o conferință mai devreme pentru comunitatea de afaceri din Suceava că pe cifrele fiscalizate, totuși, PIB-ul pe cap de locuitor în Suceava este al treilea de la coadă, doar Vaslui și Botoșan stă mai prost. Deci partea goală a paharului este aceasta, partea plină este că ai mult loc de creștere. Este clar că afacerile înființate în Suceava în ultimul deceniu scalează mai lent. M-am uitat la curba evoluției cifrei de afaceri pentru toate companiile din Suceava pe ultimul deceniu. Ele ajung, după 10 ani, la o cifră de afaceri medie de 2,1 milioane de lei. În România ajung la 3,5. Top 5 județe, București, Cluj, sar de 5 milioane. Deci este clar că de la un punct încolo afacerile se sufocă și nu mai reușesc să spargă tavanul și cred că lipsa de infrastructură zonală care să conecteze cu mari, să atragă marile investiții, să reducă costurile de transport, mobilitatea, să crească mobilitatea forței de muncă, sunt niște pietre de moară care trag în jos multe companii. De altfel, dacă s-ar face toate acestea, eu cred că potențialul neexploatat foarte mare, de fapt, este în zona de est, nord-est în România mai mult decât ar spune unii că este în centru sau în vest, pentru că acolo deja s-au făcut anumite lucruri și ce poți să adaugi suplimentar deasupra, mai puțin. Am o întrebare mai subiectivă, mai personală. Cum ai reușit să ajungi unul dintre cei mai cunoscuți economiști din România? Practic, ești pe buzele tuturor atunci când vine vorba despre business, despre educație în business, despre consultanță. Cum? Care e parcursul tău? Sincer, mi-am propus în mod expres, de exemplu, la Digi24 am primit această propunere, nu i-am căutat sau m-am oferit. Nu mai știu cine spunea că cel mai bun instrument de marketing posibil este să încerci să fii cel mai bun în ceea ce faci. După care lucrurile vin oarecum de la sine dacă știi și să te expui. Nu neapărat să te vinzi sau să te promovezi, să te expui. Eu am început într-o multinațională foarte importantă, locul 3 global pe analiză financiară și pe asigurare împotriva riscului de neîncasare. Deci este un fel de Exim al statului francez, companii franceze de asurans pentru comerț exterior, care practic așa a început acum 70 de ani să asigure furnizorii împotriva riscului de neîncasare. În România au ajuns mai târziu din cauza problemelor până în 99, mai exact în 95. Și practic a devenit și în România cea mai importantă companie de rating, de analiză financiară. Eu m-am alăturat în 2005
Eram anul întâi de facultate, făceam cafea la recepție ca internship. M-am gândit că pe lângă partea educațională teoretică din facultate să învăț și din business cum se fac lucrurile. Doar că, din păcate, în anii 2000, internship-ul în multinaționale însemna să plimbi foile de acolo-colo, să împachetezi, să faci plicuri, să introduci date în calculator, să faci cafea la recepție. Cam asta făceam în primele luni. Deci eram simplu angajat. Ai pornit ca angajat. De la recepție, de la zero, am tot avansat. Prima parte, zona de call center, apoi analist financiar, apoi economist, apoi pe zona de analiză financiară ca manager, apoi ca director general al companiei de analiză financiară. În ultimii 7 ani am fost CEO al companiei, peste 200 de angajați și am tot progresat în carieră pe de o parte și în partea de expertiză, pentru că după ce am terminat facultatea am făcut și școala doctorală pe partea asta cantitativă, econometrie. Un certificat foarte cunoscut, e cel mai cunoscut la nivel global în America, Chartered Financial Analyst, MBA la Sheffield. Mm-hmm. Și practic am adăugat încă 14 ani de școală după ce am terminat facultatea, unde din păcate mulți consideră gata, am studii superioare. Școala începe când se termină școala și cred că este important să fim conștienți că niciodată nu trebuie să ne oprim din cea mai importantă investiție posibilă, noi. Adică să avem grijă de sănătatea noastră și de educația noastră. O minte sănătoasă într-un corp sănătos va produce întotdeauna mult și nu poți să prosperi în viață dacă tu în sine nu produci mulți bani. Și cum să produci mulți bani decât dacă ești o valoare în domeniul în care ești. Fie business-ul pe care îl faci să scaleze, să se dezvolte, fie tu, dacă ești angajat, să produci valoare pentru compania în care ești și atunci să fii apreciat, ceea ce înseamnă promovare și majorare venituri. Ce e mai confortabil, să fii director general sau antreprenor? Și cum ai făcut switch-ul? Pentru că eu organizez un amplu program de mentorat live pentru antreprenori. Deci îi mentorez, îi ajut, le explic cum să-și francizeze afaceri, cum să-și transforme SRL-ul într-o rețea de franciză. De ce n-ai rămas în locul călduț de director general? De ce ai făcut pasul? Am făcut deja acest pas fiind acum consultant în acea companie multinațională și în alte companii importante ca membru de board, dar sunt acum, să zicem, 100% antreprenor și implicat în zona aceasta pe care o știi și de la televizor, de educație financiară, investiții, consultanță pentru business-uri și am făcut-o pentru că îmi place în primul rând și pentru că sunt deja independent financiar și pot să-mi asum libertatea asta de a face ce vreau, când vreau, pentru că vreau. Deloc întâmplător, pasul nu l-am făcut acum recent, la 37 de ani, ci pentru că cu un an înainte, la 36, am ajuns la punctul în care, practic, familia noastră este independentă financiar. Deci dacă m-aș opri din muncă, n-aș mai munci o zi din viața mea, nu, familia, cheltuielile familiei sunt acoperite de randament. Asta nu înseamnă că m-am oprit, stau pe un șezlong, beau până capă ficat o mine. Muncesc și mai mult. Dar simt că am un impact mai mare în România, pentru România. Înainte, parcă eram un doctor într-un spital privat pentru milionari, acum sunt un doctor într-un spital public pentru popor. Și am puterea să ating cei mulți care înainte în acea companie multinațională lucram doar cu marile companii și doar pentru anumite servicii. Eu cred că e mai provocator să fii antreprenor. Nu doar pentru că riști banii, ci pentru că incertitudinea este mai mare. Atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli. E de două ori mai greu să fii antreprenor în România. Tocmai de aceea, permisul de antreprenor, din punctul meu de vedere, se ia atunci când știi să conduci o afacere și din punct de vedere al strategiei, al planificării financiare, pentru că altfel, acum, Ștefan, afacerea nu se mai conduc și știi foarte bine, pentru că ești antreprenor și investitor și implicat foarte mult în business și în educarea antreprenorilor pentru dezvoltarea afacerilor și felicitări pentru ce faci. Chiar am fost recent la programul tău de Franchise Generator ca lector invitat. Ai primit feedback-uri uluitoare acolo. Toți au fost impresionați. Cum ai putut să gestionezi? Ai zis că stai o oră și ai stat 4 ore. În loc de oră am stat 3 ore și ceva și mă bucur că au fost multe întrebări și antreprenori care nu au venit să piardă timpul, ci chiar să învețe. Deci, fii atent, să... avem un antreprenor multimilionar, Franchise Generator, care mi-a spus așa. După ce a venit Iancu Guda invitat în Franchise Generator, m-am simțit pentru prima dată mic și slab. Și zic că nici nu puteam să țin camera aprinsă. Atât de multe informații le-ai putut livra. Și vreau să te întreb ceva. O paranteză aici, okay, ca să trecem mai departe, dar exact acesta e rolul educației. Încep să știi ceea ce nu știi.
Pentru că dacă te limitezi doar la ce crezi că știi, încep să crezi că ești Dumnezeu, că le știi pe toate, subevaluezi riscul, supraestimezi câștigurile și potențialele câștiguri și atunci ajungi să intri într-o zonă a unor decizii care s-ar putea să-ți facă rău, pentru că reduci percepția riscului, crești așteptarea de randament, bazându-te doar pe ceea ce știi tu și toți suntem limitați, cred că e bine să fim deschiși, să căutăm idei, sfaturi care să ne ajute practic în business să ne dezvoltăm. Și doar ca să închid și întrebarea cu cei mai ușor antreprenori sau director general, deci antreprenorul în România este o provocare pentru că nu mai conduce afacerile pe autostradă, asta e predictibilitate. Vedeți schimbările fiscale, a crescut salariul minim de pe o lună pe alta. Dar faptul că sunt conduse acum pe serpentine și sunt foarte multe incertitudini, e și o oportunitate. De ce? E la fel de greu pentru toți. Și atunci, dacă tu faci diferența ca un antreprenor educat, care ia decizii financiare bazate pe o planificare și o pregătire solidă, poți face diferența de toți ceilalți versus a merge cu turma. Ca director general, depinde unde ești director general. Într-o companie de stat este excepțional la multe dintre ele. N-ai KPI de performanță, probabil ai și o sferă de influență care poate să-ți aducă avantaje personale, câteodată chiar după granița legală. Într-o corporație, cum am fost eu, e o provocare, pentru că presiunea este mare, bugetele, ambițiile, an de an toți vor să crească, e o companie listată la bursă în Paris, așteptările de venituri, de profituri sunt mereu în creștere, a trebuit să gestionăm mereu bugeturi care creșteau cu 20% plus pe an. Și asta înseamnă mereu să ieși din zona de confort, să inovezi, să aduci oameni noi, să-ți faci echipe. Nu e deloc ușor. E aproape o abordare antreprenorială într-o corporație. Uh-huh. Și aici începe să apare diferența. Când companiile devin prea corporații, prea rigide, prea proceduralizate, prea standard, omoară spiritul antreprenorial al managementului. Și cred că legătura dintre antreprenori și director general și management, care se aliniază numai printr-o bugetare corectă. Nici antreprenorul să vrea să facă bani mulți repede fără să investească, dar nici managerii să se plângă fără argumente și motive că nu pot livra creșteri de 10-20% când piața crește cu 30%. Uh-huh. Și atunci când cele două se aliniază printr-o strategie coerentă win-win și nu se rupe la mijloc că vor acționarii să scoată maximum de pe spinarea angajaților sau să pună presiune, să scoată untul din management, sau invers, managerii au găsit un loc călduț unde să crească business-ul cu 5% pe an, nu merge. De aceea, eu cred că datele te ajută să trasezi arbitrul și granița, pentru că vezi piața, vezi concurența, vezi dinamica, vezi economia și îți dai seama că trebuie să fii cel puțin la fel de competitiv ca toți ceilalți, pentru că altfel o să fii lăsat în urmă. Spune-mi despre productivitate. Te văd foarte prezent. Ești foarte prezent și circuli foarte mult. Mm-hmm. Azi ești la București, ești la Suceava, Constanța, la Faro, după aia iar apar la DGTK, podcasturi. Ești super performant. Cum îți gestionezi timpul? Cum reușești tu ca antreprenor să ai timp pentru atât de multe aspecte? Da, lumea mă știe mai mult de la Banii Mișcare, dar am și 3 companii, mai scriu cărți, predau la 3 universități, familie și, într-adevăr, necesită și deplasare prin țară de multe ori, că, deși facem online mai mult decât era înainte, diverse intervenții la evenimente, lumea dorește să mă întâlnească, să interacționeze într-o sală cu prezență fizică. Am 3 calendare. Unul se referă la acțiunile care implică și le-am colorate pe culori diferite. Am 6 luni în față. De exemplu, culoarea roșie înseamnă că mă deplasez prin țară. Galben înseamnă că am o intervenție online sau o întâlnire în București, deci nu necesită, deși câteodată la cum e trafic în București, faci mai mult decât ai face pe avionul, da? Așa. Apoi cu albastru am timpul blocat când lucrez la niște proiecte care necesită să rămân la birou eu și laptopul. Uh-huh. Și cu portocaliu conferințe, întâlniri pe care le fac pentru a pregăti diverse proiecte. Uh-huh. Și atunci am o imagine pe 6 luni în față, paleta de culori, vinerea încerc să mi-o las cât mai lejeră, pentru că e perioada în care mă reîncarc și fizic și emoțional alături de familie, dar nu mi este de fiecare dată. Astăzi este vineri, sunt în Suceava. Apoi am un calendar care implică activitatea mea pe online, pentru că sunt foarte multe postări pe care le fac zilnic cu Banii Mișcare, analize pe care le
studii, articole pe blogul meu iancocuda.ro și toate au o planificare. Și mai am apoi o listă, o a treia, care se referă la task-uri. Ce am de făcut urgent astăzi, săptămâna aceasta și luna aceasta. Deci am zi, săptămână, lună. Pentru toți, ora are 60 de minute ziua, 24 de ore, săptămâna, 7 zile. Important e să știi ce vrei și să te ții de un calendar, pentru că altfel sunt extrem de, știu eu, solicitat și aș putea să cad într-o capcană de dorința de a face mai mulți bani sau să mă implic în mai multe proiecte. Dacă nu-mi stric echilibrul, nu mai reușesc să fiu bine. Sunt 7 planuri care cred că sunt importante și nu o să avem niciodată echilibru perfect între ele, dar dacă reușim cât de cât să le ținem la un nivel anualizat în echilibru, eu cred că lucrurile sunt ok. Multă lume zice carieră, familie, dar mai este și fizic și intelectual, să avem timp să investim în educația noastră și în corpul nostru, în sport, apoi emoțional, adică dezvoltare personală și financiar, să avem timp să ne investim economiile, banii și să ne atingem obiectivele financiare, și al șaptele este social. Și tot felul de hobby-uri și activități care se întâmplă în societate. Ies la teatru cu soția, familia, prietenii, etc. Ieșim la masă, la restaurant și așa mai departe. Și cred că cele 7 le-am mereu în minte și știu ce să accept, ce să nu accept în funcție de ele și ce feedback primesc pe fiecare zonă în parte. Și apoi să ai un plan, că toate acestea ți le pui, de exemplu, în business. Am niște ținte de cifră de afaceri, de profit, la banii mișcare. Am niște acolo... E intrinsec programul construit, o emisiune pe zi, deci trebuie să livrez în continuu la frecvența aceasta. Poți să-mi spui cu ce aplicații lucrezi? Care sunt uneltele de care te folosești? Pentru investiții? Sau nu, pentru time management, de exemplu. Nu, acolo spus că faci planificări. Doar Excel. Doar Excel, am 3 taburi, am calendarele structurate așa cum e calendarul. Deci zilele de luni până duminică și în mijloc datele, de la 1 până la 30-31. Și am o legendă pe culori. Și atunci știu că în ziua respectivă, când am o culoare, înseamnă roșu că sunt în deplasare. Și când dau mouse-ul peste acea celulă, am comment și îmi introduc. Suceava, sunt astăzi aici. Și așa mai departe. Deci nu mă complic cu alte aplicații, că nici nu cred că e cazul. Te consideri influencer? Pentru că ai o influență foarte mare în societate. Tu ești un educator. Până la urmă. Îmi place mai mult cuvântul de ideea și misiunea de impact educațional, pentru că cea de influencer are, din păcate, o conotație negativă, dar de ce? Este mai mult comercială și cântărită prin numărul de oameni la care ajungi, nu cu ce ajungi. Dar tu ce riciuri ai, practic? Când faci postări, la câți oameni ajungi? Sau cum îți contabilizezi numărul de oameni la care ajungi? Sunt statisticile puse la expoziție de platformele, de exemplu, pe Facebook, undeva la 500.000 pe lună, ca people reach, deși sunt 50.000 de followeri, în medie multiplicatorul este de 1 la 10. Și cred că aici se vede calitatea follower-ului, pentru că dacă sunt oameni care influențează la rândul lor cei din jurul lor și stau la mijlocul mesei, și sunt oameni în general care urmăresc banii în mișcare cu studii superioare, venituri peste medie de la oraș, care ei sunt apostolii care duc mai departe analizele și mesajele mele. Pentru că oamenii cu venituri mai mici sau cu studii de bază au încredere mai mult în șeful lor decât în Iancu de la televizor. Și atunci eu mă adresez antreprenorilor, celor cu venituri peste medie, care la rândul lor, pentru că poate să filtreze informația, să o înțeleagă, mai departe o transmit pe limbajul potrivit colegilor, angajaților, prietenilor, și atunci încerc să aduc o schimbare de mentalitate în România, care se cheamă să punem banii în mișcare, care pleacă piramidal de sus în jos, atât în business cât și în finanțele personale. De exemplu, în România 95% din bani nu sunt în mișcare. 77% imobiliare, 12% depozite, bijuterii și mașini încă 6. Și atunci, precum apa în natură, prin circulație, dă viață și prosperitate, așa și capitalul, banii, în economie, prin circulație, creează bunăstare. Și românii trebuie să progreseze la asta, să economisească mai mult, să fie mai atenți la cheltuieli, să investească mai mult. Și atunci aveam două variante. Ori mă duceam de jos în sus, dar cineva care intră în sat și bea țuică la un birt, nu o să înțeleagă despre bursă. Dar șeful lui care îl angajează, știu eu, șofer sau paznic la firma lor și îi spune că a dublat banii în 5 ani, un randament de 20%, investind la bursă,
poate să-l ajute, să-i schimbe modul cum vede banii. Și cred că aceasta, de fapt, înseamnă misiunea și conținutul. Că influencerii, din păcate, în România foarte mulți doar promovează ceva pentru care sunt plătiți. Fără să creadă în acel produs, fără să înțeleagă importanța produsului și fără să realizeze ce impact are acel produs în România, din toate punctele de vedere. Mediu, protecția mediului, calitate, dacă este un produs care face bine consumatorului, din toate punctele de vedere. Ori eu văd foarte mulți influencer care au mulți followeri, cărora li se servește tot felul de produse sau servicii, pentru că au doar reach, au doar impact. Dar am văzut asta și în zona investițiilor financiare, oameni care recomandau tot felul de soluții de la, tot felul de așa zici investitori, care ulterior, mulți dintre ei, din păcate pentru cei care au căzut pradă acelor tentații, s-au dovedit niște scoci. Dragilor, cu acceptul invitatului meu, o avem în cadru și pe Kids, n-am putut să scăpăm de ea. Sper că o acceptăm în episodul acesta, episodul viitor. Cred că e mai puțin gălăgeasă așa în brațele tale. Dacă o ducem sus, face scandal. Dacă nu apare în cadru, e nemulțumită. Deci da. Mergem mai departe. Iancu, cred că este și ea foarte interesată. Da, e interesată să pună aici banii mei în mișcare. Da. Da. Care este impactul online într-un business și cum ar putea un antreprenor să se folosească de acest tool de online ca să-și promoveze afacerea? Pentru că în ultimul timp marketingul outdoor nici există, dar foarte puțin în raport cu marketingul digital. Ce ne poți spune de marketizarea digitală și de marketing în general într-o afacere? Care e acest pilon al business-ului? Păi, în primul rând, de exemplu, banii mișcare la televizor este lider de audiență pe segmentul A și B, adică telespectator cu venituri peste medie, studii superioare, antreprenor sau manager sau care lucrează în companii, dar în sumă absolută înseamnă cam 100 de mii. Sunt alte televiziuni care fac audiență de 1 milion, dar nu sunt oameni din aceeași categorie. Și atunci te interesează foarte mult să știi cui te adresezi, nu doar câtor oameni te adresezi, iar online-ul poate să facă o diferențiere mult mai bună când targetezi mesajele pe platformele sociale, pe Google AdWords, să știi să te adresezi unor segmente foarte bine targetate, mai bine decât televizorul. În al doilea rând este impactul, pentru că acum din ce în ce mai multă lume consumă online și dacă la Banii Mișcare avem pe TV cam 100 de mii și este o audiență foarte bună pe... E micronișată, e top. Da, da. E cea mai bună audiență din perspectiva, știu eu, mixului de studii și venituri ale telespectatorilor. În online, spuneam, impactul meu este de 500 de mii și uitându-mă la raportul sociodemografic, sunt tot oameni care sunt în zona aceasta de studii superioare, venituri peste medie. Dar din ce în ce mai puțin în lume bună consumă TV, sunt la tine, nu ai televizor în casă și cred că, pe de o parte, e bine că, din păcate, în general, media românească s-a dus prea mult către divertisment și filme și minciună, propagandă, în urma cărora nu rămâi cu nimic, doar cu timpul pierdut, care nu se mai întoarce. Eu zic că la Digi24, singura televiziune de știri care încearcă să fie cât mai neutră și profesionistă, facem un lucru bun, dar chiar și așa, vezi, audiențele nu sunt pentru o țară ca România relevante încât să faci o schimbare la nivel național. De aceea, online-ul te ajută să depășești aceste granițe pe care ți le impune fie televizorul, te ajută canalele de vânzare tradiționale, să le spunem, da? Te ajută să segmentezi mai bine, să urmărești mai bine evoluția, comportamentul clientului, cât a stat pe pagină, unde a dat click, unde intervin, ce schimb. Apoi, informație și, practic, ceea ce oferi. Într-un, știu eu, program TV ai 5 minute. În online poți să încarci foarte mult conținut și să decidă utilizatorul cât, unde, când vrea să urmărească de pe telefon, accesând o arhivă înregistrată. Și apoi cred că mai este limitarea fizică. Dacă vorbim de retail, vei avea spațiul fizic limitat ca să pui o anumită cantitate de marfă, plus investiția în renovare, pregătirea. Pe când în online, uitați-vă la mari retaileri pe online, că EMAG cred că are peste 30 de mii de selleri și 3 milioane de produse.
cum ar fi un magazin cu 3 milioane de produse? Păi îți trebuie 10 de hectare și o investiție de enormă în cărămizi și în infrastructura clasică, care nu cred că mai este de viitor. Iar cu online-ul poți să depășești inclusiv granița efectiv geografică și să te duci la export mult mai ușor decât o faci fizic. Apropo de online și de educație, online este domeniul în care stau de ceva timp, în care mi-am focusat și mi-am concentrat toate energiile și interacționez cu foarte mulți antreprenori, din ce în ce mai mulți antreprenori și din ce în ce mai multe companii. Pot să spun că am devenit specializat în area aceasta. Care crezi că este maniera în care îl putem inspira pe un antreprenor să pună accent pe strategie, pe planificare? Vorbeam mai înainte de planificare și cât de importantă este aceasta. Sunt antreprenori, totuși, care generează profituri, generează bani. Da? Au ajuns la cifre de milioane de euro, dar cu toate astea nu și-au clădit afacerile pe planificare. Cum explici succesul unor astfel de antreprenori, da, care au ajuns să genereze profituri foarte mari fără să se bazeze pe strategie? Și ce ar putea să facă dacă s-ar baza pe strategie? Se poate întâmpla și sunt companii care au avut o creștere, dacă te uiți pe cifre, bună în anumite momente sau în general, dintr-o inecție de piață. Și dacă ritmul de creștere este în dinamica pieței, n-ai făcut decât să mergi cu valul. Ideea este alta. Cum crezi tu un val nou sau cum faci să mergi mai rapid decât valul? De fapt, aceasta este strategia. Că dacă ne bazăm doar pe inerție, inerția poate să fie și negativă. Adică s-ar putea la un moment dat valul ăla să nu mai fie. Și atunci, dacă ne bazăm doar pe intuiție sau pe contextul extern, intuiția câteodată ne înșală. Într-un context foarte incert, impredictibil, cu foarte multe schimbări și șocuri negative care pot apărea, iar contextul extern poate să fie din ce în ce mai negativ. Uite, e interesat de văd că se apropie de mine și este foarte atentă la ce spun. O să fiu și atent la ea și la discuția noastră. Dar ideea este că într-un mediu din ce în ce mai instabil, incert și fiscal și monetar, intuiția nu mai este suficientă. Planificarea pe bază de scenarii e mai mult decât intuiție. Este pregătirea unor situații neprevăzute înainte ca ele să se întâmple. Adică nu faci planul de evacuare în mijlocul flăcărilor. Poate dacă se va declanșa un incendiu, intuiția îți va spune, ia-o la stânga sau la dreapta. S-ar putea să te înșele și să te blochezi. Și atunci cum poți să transmiți încredere? Doar cu intuiție? Să le spui partenerilor, băncilor, furnizorilor, investitorilor, aveți încredere în mine că am intuiție bună, mi-a mers până acum. Viitorul nu este ca trecutul și totul se schimbă cu o viteză dramatică. Faptul că ai avut intuiție bună în trecut nu e o dovadă că va funcționa la fel de bine într-un viitor mai complicat și mai complex și mai incert. Și atunci cum poți să transmiți încredere? Să le spui onest, nu știu ce va urma, dar am anticipat niște scenarii, am calculat o planificare, planuri pentru fiecare scenariu în parte și avem cash flow, buget, venituri, cheltuieli, încasări, plăți, pe niște ipoteze mai pesimiste, mai optimiste. Și uite ce se va întâmpla dacă se întâmplă acest scenariu pesimist. Cresc ăștia taxele, cresc dobânzile, inflația crește, salariile cresc, veniturile nu performează la fel de bine, că lumea nu are putere de cumpărare. Și în acest scenariu, noi avem pregătit deja planul de acțiune. Și avem planul de evacuare înainte de incendiu. Și asta face un antreprenor care conduce preventiv, ca să fac trimitere la conducerea afacerilor pe serpentine. S-ar putea ca să te trezești cu un tir de pe contrasens, din scurt. Ce faci cu intuiția? Te salvează sau nu? Alegem supraviețuirea doar pe bază de intuiție? Și atunci ce înseamnă conducere preventivă? Înseamnă planificare, înseamnă să anticipez riscurile, înseamnă să mă pregătesc și să le evit prevenția mai bună decât intervenția. De aceea, cu cât contextul este mai complicat, concurența mai agresivă, instabilitatea fiscală mai mare, geopolitică, nu mai spun, că cred că în ultimii 5 ani am trăit atât de multe șocuri lebede, negre, neprevăzute, de la pandemie, războiul din Ucraina, acum în Israel, șocurile energetice, inflația, dobânzile. Nu poți să fii, trebuie să fii un vrăjitor foarte bun, să le intuiești pe toate, să te descurci cu toate. Și atunci singura soluție este să anticipezi, să te educi, să planifici și să încerci să conduci afacerile preventiv.
Această intuiție este foarte înșelătoare, pentru că ea creează supraîncredere și dacă apare eșecul, atribuirea sinelui, adică o să zic, n-a fost de vină intuiția mea, e de vină piața, România, guvernanții, taxele. Și atunci când arătăm cu degetul spre cineva, sper să se prindă bine pe cameră, trei degete sunt arătate spre noi. Deci, eu cred că e foarte periculoasă intuiția asta, pentru că doar ne hrănește ego-ul și când iese bine și când nu iese bine, ca să ne protejăm sinele, dăm vina pe alții. Iar apoi, inerția, nu poți să te bazezi că o să meargă bine pentru că merge industriei bine. Și chiar dacă e așa, nu ai vrea să-ți meargă ție și mai bine? Adică dacă piața crește cu 10%, tu să crești cu 20%? Ori pentru lucrurile astea, într-un asemenea context complicat, intuiția și inerția nu mai sunt suficiente. Și cine crede că a reușit din inerție și din intuiție până acum, s-ar putea să se înșele sau s-ar putea să o nimerească. Se simt confortabil cu chestia asta? Eu sunt genul de om care nu mă simt confortabil cu doza asta de incertitudine. Cea mai bine pusă la punct pledoarie pentru strategie. Felicitări, mi-a plăcut foarte mult cu incendiu, cum îți faci strategia în timpul flăcărilor. Da, și îți mai spun un atacator, un argument împotriva strategiei. Dom'le, ce faci strategie în România că se schimbă lucrurile de pe o lună la alta? N-ai văzut salariul minim? Și eu le spun în felul următor. Cu atât mai mult e nevoie de strategie. Pentru că pleci din Constanța, vrei să traversezi Marea Neagră până la Turci. E beznă noaptea. Ce faci? Cum te orientezi? Îți trebuie un GPS, un sistem. Îți trebuie o strategie, un drum. Da, valurile o să fie mari, neprevăzute. Crește salariul minim de pe o lună pe alta. Crește taxele. Sunt multe valuri și șocuri care pot apărea și pe care nu le anticipezi. Ideea este că tocmai de aceea te ajută strategia, că în contextul acestor valuri și șocuri și bate vântul din stânga sau din dreapta, tu te poziționezi față de strategie. Strategia ta este un buget de bază și vrei să crești atâta venitul, cheltuiala, profitul, un plan. Ei, și dacă ai o deviație mai în sens pesimist sau în sens optimist, exact cuantificarea acelei deviații îți dă o măsură cât de mare este abaterea. Și în funcție de asta îți dă și o măsură a acțiunilor. Pentru că altfel, dacă plecăm din Constanța și o să ne ducă vântul până la Turci, s-ar putea să ne ducă, s-ar putea să nu ne ducă, s-ar putea să ne ducă peste o lună, peste două, peste o săptămână, peste o zi. Ori nu poți să faci business. Tocmai acesta este spiritul antreprenorial. Că nu vrei să lași soarta ta la mâna altora. Și vei tu să decizi pe evoluția afacerii tale și pe timpul tău și pe impactul tău. Și cei care zic că o strategie în România este inutilă pentru că avem atâta incertitudine fiscală și politică, 12 guverne în 10 ani și cu atât de dese schimbări de partide, de miniștri, de măsuri, de reforme, de ordonanțe de urgență, le spun în felul următor. Cu atât mai mult ai nevoie de o strategie. Pentru că în Germania, o țară care a avut două guverne în ultimul deceniu, nu ca România 12, e foarte ușor să conduci o ambarcațiune pe un lac liniștit. Dar niciun marinar priceput nu o să fii. Și atunci, nu-ți prea trebuie mare lucru. Piața crește stabil, ai predictibilitate, crești cu 5% pe an, inflație plus PIB. Deci, la ce e bună o strategie într-o piață matură, stabilă? Din potrivă, aș zice că cu cât o piață este mai matură și stabilă, n-ai nevoie de strategie. Iar într-o țară imatură și instabilă cum e România, ai nevoie de strategie tocmai ca să te repoziționezi mereu. Să fii agil în strategia aceea. Apropo de strategie, am o întrebare din partea unui prieten care are o afacere de multimilioane de euro și mi-a spus că ar vrea să-și achiziționeze un teren. Dar pe fondul războiului declanșat în Gaza, omul m-a rugat să te întreb dacă ar fi o decizie bună să investească să-și achiziționeze acest teren, care costă în jur de 1-2 milioane de euro. Depinde ce face pe el și care e probabilitatea să reușească să facă pe el. Crezi ceva? Că ne poate impacta atât de profund războiul din Israel? Și ce l-ai sfătui? Depinde ca să-mi iau de o grijă cu el. Ok. Depinde, în primul rând, despre contextul geopolitic. Depinde de cât de mult escaladează problema în afara zonei. Pentru că dacă problema capătă o conotație islam împotriva tuturor, deci nu doar palestinieni împotriva evreilor, da, lucrurile pot degenera. Cred că e un interes ca acest lucru să degenereze, în special din partea Rusiei și a Chinei,
care să deturneze atenția dinspre Ucraina în ceea ce privește Rusia și China în ceea ce privește Taiwanul. Și din punct de vedere geopolitic, cred că sunt de aceea și președintele Biden a spus ajutați-ne să calmăm și să securizăm repede frontul din fâșia Gaza și din Ucraina, pentru că noi toți vom avea foarte mult de pierdut dacă nu reușim treaba aceasta. Pentru că unii au foarte mult de câștigat din această destabilizare. Dar nu pot să mă pronunț. Noi suntem afectați doar în contextul în care se dezlănțuie un val. Exact, dar până exact. Atunci... Nu o să zic al treilea război mondial, da. dar se poate genera un val inflaționist din nou, deci monetar, care apoi fiscal să pună probleme pe noi, pentru că iată ne afectați. De ce credeți că au crescut taxele acum? Pentru că avem un deficit foarte mare. De ce avem deficit foarte mare fiscal? Pentru că veniturile superformează și cheltuielile supraperformează. De ce superformează veniturile? Pentru că puterea de cumpărare a populației cauzată de inflație, cauzată de războiul din Ucraina, a scăzut puterea de cumpărare. Și atunci retail-ul scade și suntem o țară de consum și atunci scade ritmul de creștere al economiei. Nu mai este la fel de susținut. A fost 6% în 2021, 4% în 2022, 1,7% în 2023, scenariul de bază. De ce avem cheltuieli mai mari? Pentru că în acest context statul s-a împrumutat mai mult și au dobânzi foarte mari. De ce sunt dobânzile foarte mari? Din cauza inflației cauzate de război. De ce statul a cheltuit atât de mulți bani pe subvenții ca să protejeze poporul împotriva scumpirii energiei și gazelor? Pentru că asta a explodat, pentru că cea mai mare țară producătoare de hidrocarburi, Rusia, intră în război cu cea mai mare țară producătoare de cereale, Ucraina. Și atunci s-au scumpit și făinoasele și cerealele foarte mult în momentul declanșării războiului, care a însemnat o inflație generalizată dinspre hidrocarburi și cereale. Și atunci toate astea ajung la noi. Exact cum vedeți că se întâmplă acum. Creșteri de taxe. Vorbind despre oportunitatea punctuală a prietenului tău de investiție sau orice altă investiție de orice altă natură, nu doar un teren pe care să construiești poate un bloc sau un parc logistic, în investiții și în planificarea investițiilor are trei parametri. Primul este investiția inițială, cât investesc. Al doilea este cash flow-ul, de ce investesc. Care este planul de venituri, de cheltuieli și de încasări. Deci venituri încasate minus cheltuieli plătibile, cât cash o să-mi genereze investiția pe an, 1, 2, 3. Și al treilea aspect este probabilitatea, care probabilitatea vine din risc. Care vine riscul vine din finanțare. Că dacă iei bani de la bancă, o să se reflecte prin dobândă. Dacă vii printr-un mix capital propriu plus împrumut, adică faci levier, o să te coste pe tine ca investitor capitalul ăla a doua cea mai bună oportunitate de investiție. Că în loc să iau terenul ăsta să fac un bloc sau un parc logistic, puteam să investesc într-un parc fotovoltaic sau în altceva. Și atunci este oportunitatea costului pierdut. Ce vreau să spun este că astăzi riscul este peste medie și el se reflectă pe trei componente. În România este riscul de țară al României care a ajuns să coste 7%. Apoi riscul de sector. Ce vreau să facă pe acel teren? Construcții, de exemplu, rezidențiale? Nu știu, vreau să-l cumpere. Ok, dacă mergem pe construcții rezidențiale, trebuie să obținem un randament de 20% pe an. Dacă nu face, nu bate piața. Deci trebuie să facă 20%. Și apoi riscul proiectului în sine. Dacă e un proiect foarte sigur, adică ceva diferit, unicat, în centru, diferit față de orice altceva și are șanse mari să se vândă, probabilitatea de default a unui business în România în general e cam 2-3%. Atunci dacă atunci 7% plus 20% plus 3%, cele trei componente de risc, țară, sector, business, trebuie să genereze 30%. Și atunci ce o să fac? Pun o investiție inițială de, să zicem, 1 milion, ca să generez niște bani în 5 ani, să zicem 2 milioane, și majoritatea o să zică, hopa, e bine, am pus 1 milion, am generat 2. Da, da, cu ce risc? Cu ce probabilitate? Și atunci acele 2 milioane trebuie să le actualizez în prezent cu acest risc, pentru că 2 milioane peste 5 ani nu valorează 2 milioane în prezent. Valorează în funcție de riscul de a obține acele 2 milioane peste 5 ani. Că dacă este foarte sigur, de exemplu, obligațiune guvernamentală care îmi dă 100% sigur, risc zero, acei bani peste 5 ani, nu mai discountez cu nimic. Dar dacă este un proiect de business care ar trebui să genereze 30%, voi discounta cu 30%. Și atunci 2 milioane peste 5 ani înseamnă în prezent 2 milioane împărțit la 1,3 la puterea 5-a, care cred că e mai puțin de 1 milion. Și atunci când îți faci calculul, investiția inițială,
banii generați în viitor și așteptarea de randament care îmi reflectă, ar trebui randamentul ăsta pe care îl cere antreprenorul să fie corelat cu riscul de țară, de sector, de companie. Deci, dacă faci un proiect imobiliar, ar trebui să genereze doar din sector 20%, la care se adaugă 7% că e în România, la care se adaugă încă 3% că e business privat. Și atunci, dacă cifrele sunt foarte la limită, adică orice schimbare în scenariu pesimist, creștere de costuri sau scădere de venit, nu mai face proiectul viabil, nu i-aș recomanda să o facă. Dar dacă are spațiu de manevră, adică carne pe os și chiar dacă s-ar întâmpla o chestie nasoală, cresc taxele, nu știu, TVA-ul la 24%, inflația 10%, roborul se duce la 8-9%, leu se depreciază cu 3%, salariile cresc cu 20%, costurile cu materiile prime se scumpește ele cu 20% și în ciuda acestor șocuri, proiectul rămâne viabil în sensul că efortul, adică investiția inițială, e mai mic, cash flow-ul viitor e mai mare, chiar dacă este ajustat cu riscul în prezent, atunci stăm picioare, cum s-ar spune. Adică, worst case scenario merită făcut în continuare. Atunci ce să nu faci? Doar de teamă, de frică, dropul de sare? Astea sunt mintea noastră. Dar care sunt industriile pe care mizezi în 2024? Deci vorbim din perspectiva unui investitor sau din perspectiva unui antreprenor? Un antreprenor. În general, uite, aici e o graniță foarte fină. O să dau și un răspuns foarte pragmatic, dar vreau să facem foarte clar diferența dintre investitor și antreprenor. Mm. Pentru că la conferințe unde sunt invitat, spunându-le că analizez toate financiarele tuturor companiilor din România pe ultimul, să spunem, deceniu, mulți mă întreabă în ce sector investesc cel mai puțin ca profitul să fie cel mai mare. Și asta e întrebare de investitor. Mm. Nu e întrebare de antreprenor. Investitorul nu e tot antreprenor? Nu. Investitorul este Ian Cuguda, care cumpără acțiuni ale unui dezvoltator imobiliar la bursă. Și, practic, tata investitor și prietenul meu, antreprenor, care investește bani într-un teren. Este antreprenor. Investind bani în pantofi de antreprenor. Antreprenorul este și investitor. Investitorul nu este și antreprenor. Corect, dar antreprenorul este și investitor. Da. Așa. Dar el trebuie să înceapă cu o minte de investitor. Uhum. Pentru că dacă rămâi doar antreprenor, adică sunt pasionat, îmi place domeniul, te ia valul. Adică trebuie să rămâi ancorat în cifre. Uhum. Antreprenorii puri sunt foarte cu capul nori, visători, ambițioși. Antreprenorii investitori sunt cu picioarele pe pământ. Adică până la un punct. Fac business-ul ăsta, iau terenul ăsta, dacă cifrele justifică riscul, efortul... Ca o strategie, investitorii au strategie în spate și antreprenorii sunt mai cu capul în nori. Știi cum se spune și în companii, că băi, ăsta e mai antreprenorial. Uh-huh. Adică se aruncă înainte, e mai pe repede înainte, cu viteză, ceea ce un lucru bun. Uh-huh. Dar trebuie să o faci de o manieră în care să-ți păstrezi stabilitatea companiei, să ai niște o planificare financiară, să ai niște cifre, să ai niște așteptări de randament bine documentate, nu doar din lăcomie. Atunci când vorbim de investitori pasivi la bursă și care investesc în companii, eu cred că sectorul energetic va performa în continuare bine. Cred că zona de IT, companiile listate la bursă pe IT oferă randamente foarte bune, cele din sectorul de sănătate și cele din sectorul financiar bancar. Poți să investești în ele pentru că economia va continua să crească cu fondurile europene, PNRR, inflația va rămâne consistentă, ceea ce înseamnă creșterea rulajelor, ceea ce înseamnă capital de lucru mai mare, adică ai nevoie de bani să finanțezi creanțe, stocuri și furnizori. Când inflația e mare, nevoia de finanțare e mare, că cresc rulajele nominal. Atunci cresc creditele, deloc întâmplător băncile obțin profituri istorice. Dacă în 2019 obțineau un profit de 2 miliarde, acum obțin profit de 14 miliarde. Vreau să fiu investitor în acele bănci listate la bursă? Vreau. Pe sănătate, companii din healthcare listate la bursă au randamente foarte bune, pe energie, da? Pe agricultură de asemenea. Deci cred că sunt câteva sectoare foarte bune, foarte interesante. Dacă te uiți la ce e listat la bursă în România, nuclear electrica, hidroelectrica, romgaz, sau băncile, sau companii de sănătate sau din agricultură, îți oferă randamente foarte, foarte bune. Dacă sunt investitor antreprenor, până acum, în România, cel mai mult au avut de câștigat în construcții și în agricultură. Dacă te uiți pe randamentul capitalului investit,
Pentru că investitorul antreprenor pune niște bani, capital social, mai atrage bani de la bănci ca să finanțeze niște active. Cu acele active generează vânzări, vânzări care generează profit. Și am ajuns la uzufruct, adică obiectivul final, profitul. Și profitul îl raportez la ce? La efortul inițial, la capital. Câte milioane ai investit tu în acel teren? 2 milioane. Da? Și atunci profitul la capitalul investit. În România, cele mai bune randamente pe capitalul investit se obțin din agricultură și din construcții. Privind acum pe fiecare în parte, cred că doar agricultura care se face comasat cu soluții de irigații poate să fie stabilă, adică predictibilă, să nu ne rugăm ca nevul mediu să plouă, să facem profit. Iar construcțiile, mai degrabă zona construcțiilor inginerești, deci infrastructură, PNRR, drumuri, poduri și parcuri logistice. Pentru că pe zona de rezidențial, în general, deși România este o piață cu economie subterană care a mai susținut această piață de construcții, totuși, în general, cred că puterea de cumpărare ajustată cu inflația și dobânzile și gradul de acces la un credit, toate astea au complicat foarte mult cererea și oferta rămâne pe un trend destul de bun. Adică dacă te uiți la număr de autorizații și construcții care sunt în derulare, oferta e pe creștere, cererea e pe scădere și atunci mi-e greu să cred că se poate face la fel de bine randament și predictibil ca înainte dinspre zona de construcții. Apropo de... Și ar mai fi o zonă unde, scuză-mă ca să termin, unde investitori, antreprenori fac randamente foarte bune, cea de sănătate în general. Pe subcomponente, dacă ne uităm, cea mai mare creștere ar fi stomatologia. Dar la fel le spun oamenilor în sală, că toți mă întreabă, și unde investim cel mai puțin și obținem profitul cel mai mare? Și eu le zic, în stomatologie. Se obține profitul la cifră de afaceri 30%, randamentul pe capitalul investit 70%. Și apoi întreb, câți doctori stomatologi avem în sală? Și foarte puțin mâini ridicate. Și atunci le zic, bine, înseamnă că voi m-ați întrebat în calitate de investitori, mergeți la bursă și investiți în companii deja existente care pot să muncească pentru voi și voi faceți doar din telefon investiția și muncesc alții pentru voi. Sunteți doar investitori, nu și antreprenori. Noi în Franchise Generator avem 3 companii care vor să-și francizeze cabinete stomatologice și alte 5 companii care vor să-și francizeze clinicile medicale. Într-adevăr, este un mare potențial în acest sector și evident că pot să-și francizeze, pot să scaleze business-ul. Da. Dar apropo de stomatologie și de profitul băncilor, eram avut o discuție cu un antreprenor din domeniul stomatologiei și mi-a spus în felul următor. Domnule, am avut un credit de 250.000 de euro și m-am stresat foarte tare să-l întorc înapoi băncii, pentru că nu mă puteam concentra pe business atâta vreme cât aveam datorii la banc. Este bine să te creditezi ca antreprenor și când este bine să returnezi creditele? Da, aici vorbim de, în primul rând, nevoia de investiții și de câți bani produce compania, pentru că banii intră și ies într-o companie prin 3 canale. Operațiuni, ce înseamnă? Încasări de la clienți care ar trebui să depășească salariile plătite, furnizorii plătiți, taxele și dobânzile. Dacă tu ai încasări de la clienți de 2 milioane de euro, să spunem, într-un an și toate aceste 4 plăți sunt 1 milion și jumătate, înseamnă că firma a produs cash flow, numerar operațional din activitatea de bază, jumătate de milion. Și acum apare întrebarea, ce fac cu acea jumătate de milion? Păi mai sunt 2 canale prin care banii poate să intre să iasă într-o companie. Investiții. Și atunci pot să duc acea jumătate de milion către niște investiții. Sau canalul financiar. Rambursez la bănci niște credite aflate în derulare sau dau dividende acționarilor sau invers, contractez credite de la bănci sau acționarii vin și aduc bani de acasă. Și atunci, dacă compania produce jumătate de milion, întrebarea rămâne următoarea este ce investiții vreau să fac. Că dacă vreau să fac investiții de 1.200.000, înseamnă că mie mai trebuie 700.000 și pot să-i aduc eu sau pot să iau de la bancă. De la bancă, dobânda medie astăzi în România pentru un credit nou de investiții este de 8%. Avantajul este că eu pot să-l rulez de mai multe ori în business. Să fac o rotație de aprovizionare, stocare, vânzare, încasare. Dacă vorbim de capital de lucru sau o investiție care îmi dă un randament pe capitalul investit mai mare de 8%. Că astăzi business-urile în România produc un randament pe capital de 24%. Deci, da,
are sens să iei bani care te costă 8% și să investești în ceva care în medie produc 24%. Sau, de mai multe ori pe an, dacă vă vinde capitalul de lucru, că durează 90 de zile de la aprovizionare, stocare, vânzare, încasare și faci, nu știu, 12% EBITDA, profit operațional. Da, dar o faci de 4 ori pe an. Și acel 12% de 4 ori e 48 și îmi plătesc dobândă de 8%. Deci cât timp iei bani care te costă mai puțin decât randamentul produci cu acei bani, are foarte mult sens. Ca să produci acel randament cu un grad de încredere ridicat, adică predictibil, cu un plan de afaceri care stă în picioare și în niște scenarii mai negative, trebuie să nu fii doar un doctor bun, trebuie să fii și un antreprenor bun. Și aici cred că apare disconfortul unora care sunt mai mult medici, vorbind de acest domeniu, și mai puțin antreprenori. Și atunci spiritul antreprenorului trebuie să-l ai tu, ca mentalitate. Un medic bun poți să-l contactezi sau să se alăture în calitate de partener la o clinică nouă pe care o francizezi. Și tu vii cu structura, cu rețeta, cu serviciile, cu conceptul, cu marketingul, cu tot. El vine cu know-how-ul și este un fel de executant de business. Nu este un antreprenor pur. El doar aplică rețeta pe care tu îl convingi că a funcționat și funcționează. Și atunci îți trebuie această mentalitate de antreprenor pe care nu toată lumea o are. Acum, chestia asta poate să genereze o temere, un stres. Dar cât timp înțelegi cifrele și îți dai seama că și în worst case scenario, până mă, să nu ne speriem de dropul de sare, de că vine o cometă. Am lucrat pe niște scenarii. Îmi cresc salariile mai mult decât în bugetul de bază. Veniturile nu îmi cresc la fel de repede precum în bugetul de bază. Dobânzile sunt mai mari. Acum sunt 8%, poate o să ajungă 9-10%. Și vezi că în continuare planul de you have a business plan, ai o propunere de investiție viabilă, chiar atunci și într-un scenariu pesimist, atunci de ce să te sperii? E doar o chestie, ieși din zona de confort și nu ești obișnuit cu asta. Dar dacă mă uit în general, în România, în business, banii băncilor costă 8%, randamentul pe capital investit e 24%. Triplez banii. Asta înseamnă să pui banii în mișcare. Pentru că mai apare problema. Din motiv de disconfort, știu eu, psihic sau așa, nu o faci. Ok, ca să te simți mai bine. Ca să te concentrezi pe treaba ta. Ok, oare te vei simți mai bine dacă te uiți în jurul tău și vei vedea de fapt că toți ceilalți sau mulți concurenți au făcut-o și tu nu ai făcut-o? Pentru că vezi în viață, nu te întreb, Ștefane, la ce oră te trezești, ce mănânci, ce bei, dacă faci sport. Dar în business te voi întreba. Că dacă sunt consultantul tău, o să zic, Ștefane, uite, tu activezi în domeniul ăsta. Concurenții tăi fac asta, tu faci asta. Tu produci 10 lei și în loc să iei împrumuturi de încă 20, să faci investiție de 30, tu ai 10 lei, ai făcut investiție doar de 2 lei și 8 lei ai dat înapoi la bănci, să scap de bănci, ca să nu mă streseze și am dat și dividende. Nu e cazul tău, că tu ești un antreprenor ambițios și foarte dinamic și ești confortabil cu pusul banilor în mișcare, dar nu toată lumea este născută cu asta sau dispusă să treacă prin disconfortul de a învăța. Dar de ce se tem să-și, unii dintre antreprenori, se tem să-și caleze afacerea, se tem să-și francizeze business, să-și multiplice conceptul? De unde temerea aceasta? Eu cred că, de fapt, nu știu implicațiile financiare. Având în vedere că piața francizelor este într-o explozie. Eu cred că nu înțeleg. Antreprenorii care se tem de scalare și de creșterea business-ului, eu cred că mai mult o fac din cauza neînțelegerii planificării financiare. Le e frică de ceea ce nu știu și le e frică de eșec. Dar dacă aveau o planificare financiară bine pusă la punct, și ai realizat că și într-un caz marjele sunt atât de bune încât chiar dacă s-ar întâmpla un scenariu mai pesimist, tot rămâne viabil proiectul de investiție, teama vine din necunoaștere. E precum farul care aduce, nu la fotbal, ci farul care într-un mers, mașinile merg și pe serpentine și este și ceață. Dar dacă aprinzi farul de ceață și spargi ceața și vezi măcar 3 metri în față, nu mai stai cu mașina tras pe dreapta cât ți-e frică să înaintezi. Înaintezi. Mai ales când vezi că trec pe lângă tine mașinile. Adversarii fac acele investiții. Pentru că, în esență, dacă un antreprenor rămâne în zona asta și nu e dispus să iasă din zona de confort, să învețe, să facă pas cu pas. Nimeni nu spune să te francizezi sau să scalezi dintr-o dată cu 10 locații. Faci o locație, investiție. Te consolidezi, aștepți să producă bani.
asta te recapacitează pentru noua etapă de investiție și mai vine o investiție. După care iar aștepți, te recapacitezi să producă, dacă nu ești atât de agresiv. Unii se duc cu liftul. Mm-hmm. 3 locații pe an, 4 locații pe an. Că sunt mai agresivi, mai haiduci, mai kamikaze. S-ar putea să-și rupă capul, că cu liftul și urci repede, dar și cazi brusc. Ideea este să nu faci chestia asta cu liftul pe o structură de capital care te supraîndatorează, care deja e poker. Mm-hmm. Într-o țară ca România nu joci poker. Nicăieri nu recomand să joci poker, dar dacă mergi pe o structură de tip scară, investiție, consolidare, investiție, consolidare, investiție, consolidare, ce se poate întâmpla rău? Mai rău e să rămâi pe loc, să faci bani, să nu faci investiție decât mică, adică să-ți dai dividende și să cazi în luxul și capcana confortului, iar să faci bani și să faci investiții mici și concurența ta la 100 de lei cash flow operațional să mai ia credite de 200 de lei, să mai ia fonduri europene de 100 de lei, să mai listeze și la bursă obligațiuni de 100 de lei și să facă investiții de 500 de lei. Și să crească mai repede ca tine cifra de afaceri, să facă profitul mai repede ca tine, să aibă mai multe servicii, mai multe stocuri, oameni mai buni, salarii mai mari, marketing mai puternic, promovare mai bună, mai agresivă și la un moment dat tu nu o să mai faci acel profit. Că dacă ești o farmacie într-un sat de 1000 de locuitori, ești relaxat. Nu vine nimeni să-ți amenințe business-ul, să te calce, să-ți ia din portofoliul de clienți. Dar puține business-uri sunt ferite de maniera asta. O farmacie într-un sat mic de 1000 de locuitori, unde doamna farmacistă e acolo de 20 de ani, știe pe toți, și dacă vine o altă farmacie, n-are miză pentru că satul e mic și nu poate să mute clienții, să fure clienții, să ia clienții. Și atunci majoritatea afacerilor nu sunt așa. Nu sunt în sat, sunt într-un ocean. Sau dacă ai senzația că ești într-o baltă și oricând pot veni noi companii în piață, multinaționale care intră în piața ta. Și atunci, ăsta este cel mai mare risc, să rămâi în confort. Am găsit antreprenori în multinațională unde am fost ca director de risc și analist financiar senior peste 10 ani. Analizam mii de companii pe an. Discutam cu antreprenori. Și unii ziceau, mi-ajunge 1 milion de euro pe an profit. Ce-mi trebuie mai mult? Pe nimeni nu te-a întrebat dacă ți-ajunge. Întreabă-ți concurența, îi convine? Că dacă ăștia acaparează cota de piață și tu stai în confort și nu investești, nu te dezvolți, la un moment dat ăsta poate să fie începutul sfârșitului. Și eu, ca să scot un antreprenor din zona asta de confort, apăs pe 2 butoane emoționale, nu sunt raționale. Până să ajung la cifre, mă interesează 2 reacții emoționale. Cea mai mare frică este cea de eșec, să nu mori, dar cea mai mare dorință e cea să câștige, mai ales a unui antreprenor, e să câștige. Și eu îi spun, dacă nu faci asta, o să mori în 5 ani, pentru că concurența ta face investiții, tu nu faci. Ei au creșterea cifrei de afaceri, au profituri, au stocuri, sunt mai agresivi, tu nu ești. Și pun sare pe rană, adică combat un pic ego-ul. Ce faci? Stai pe loc și aia te bat? Adică nu vrei să câștigi? Și după aia îl înresc un pic, îl ambiționez puțin, dar cum? Conștientizând realitatea din jur. Bă, uite ce fac ăștia. Și atunci totul pleacă de la un audit inițial. În ce piață acționezi, care sunt concurenții tăi, hai să vedem evoluția pe ultimii 5 ani. Că dacă tu mergi mai în treapta a treia și concurența merge în treapta a cincea, pierzi teren, pierzi din competitivitate. Și atunci, apăsând butonul emoțional, nu vreau să mor, adică să pierd business-ul, dar am o ambiție și un ego și vreau să reușesc, cele 2 butoane, în general, antreprenorii încep să iasă din zona de confort. Pentru că nimeni nu se trezește doar ca să supraviețuiască. Ianco, îți mulțumesc din suflet pentru prezența în Educast. Te mai așteptăm și să mai vii pe la noi, pentru că toate informațiile sunt foarte utile și te reinvităm în Franchise Generator. Cu mare drag, când sunt fizic în Suceava, n-am să ratez să încercăm să ne suprapunem, să fim aici amândoi, că și tu ești foarte activ și ești peste tot. Dacă nu, pe online, cu mare drag oricând. Mulțumesc! Dragilor, vă mulțumesc și vouă. Dacă v-au fost utile informațiile, dați chiar acum un subscribe la canalul de YouTube Ștefan Mandachi. Vă îmbrățișez!